Ok, Bitcoin trece de 30.000. Din nou, la ce ne așteptăm pe piață? Bitcoin la 100.000, clar, logic, o să vină mai repede decât ne așteptăm. Bă, nu. Nu, astea se fac practic atunci când vrei să obții vizualizări. Eu nu fac asta, se știe, adică niciodată n-am făcut asta. La ce ne așteptăm? Ok, hai să lăsăm gluma la o parte. La ce ne așteptăm în perioada următoare? Dacă știți ultimele clipuri pentru piața de cripto, mai ales în vara asta, pe ce urmează, am vorbit de trei scenarii diferite. Deci nu o să fiu gen la modul la care o să zic că ori scade, ori crește, cum face toată lumea. E logic, asta se poate întâmpla, dar mai este și al treilea scenariu în care mergem lateral. Lateral cu niște mici, nu știu, spike-uri, dar foarte micuțe, ceea ce se întâmplă acum, e o mișcare foarte boring. Însă, am depășit pragul de 30.000 și dacă ne uităm pe Twitter la băieții noștri Mihnea, Flavius Daniel, Maur Gabriel, puteți să-i urmăriți, fac analiză tehnică. Eu nu fac analiză tehnică, mă uit la ei ca să văd exact momentele propice de a intra în piață. După cum știți, eu nu vând Bitcoin, cumpăr și rămân în piață. Pe cât timp? 5 ani, 10 ani, cât vreau, forever, habar n-am. Pentru că unul din cele trei scenarii era un pump pe termen scurt, da, pe la 34.000, dacă suntem sub 34.000, nu putem să ne gândim la nimic mai spectaculos. Dacă sărim de 34.000 la un 35-36, e posibil să ajungem și la un 40. Cam asta zic băieții pe analiză tehnică. Dar dacă dăm cu cap un tavanul ăla de 34.000, în cazul ăsta practic o să revenim înapoi. Și asta înseamnă că menținem trendul descendent. Și atunci, pe termen scurt, da, luna iunie, exact ce vă ziceam în clipul cu ce se întâmplă vara asta în cripto. Avem cele trei scenarii. Trebuie să fim pregătiți pentru toate cele trei scenarii, adică nu vă luați după cei care zic sigur crește acum, gata, sau sigur scade acum, sau sigur nu se întâmplă nimic, mergeți și ne angajăm la McDonald's. Luați întotdeauna toate scenariile posibile în calcul. De ce? Ca să aveți strategie pentru fiecare, ca să nu fiți surprinși. Unul la mână, trebuie să aveți bani. Dacă nu aveți bani produși în fiecare lună, degeaba investiți. Investițiile alea nu o să însemne nimic în 6 ani de acum încolo, dacă acum nu aveți bani să băgați constant. De ce? Am vorbit despre asta cam în toate vlogurile. Și atunci, am avut spike-ul ăsta micuț, da? De la o candelă, dacă țineți minte, când a scăzut la 26.600, s-a încheiat o zi pe Bitcoin, la 26.000 de dolari, 600. De fapt, candela din ziua aia a ajuns până la 23.800. Deci existau niște ordere de buy pe acolo, sau cineva care a stat pe sniping a reușit să ia prețul ăla, ceea ce mi se pare wow. Dar prețul a sărit instant, adică candela aia a rămas acolo, cred că poate sub o oră, habar n-am. Și după aceea a sărit înapoi, s-a închis ziua la 26.600. A fost practic cel mai low point, inclusiv mai low decât vara din 2021, când știm că a scăzut foarte masiv piața. Acum, pentru că este corecția asta la deal, după 9 săptămâni de închideri roșii, ceea ce este un precedent istoric. Mi se pare că cele mai multe au fost 4 în 2013 sau ceva de genul. Este clar că după ploaie vine soare, tot vorbeam, ieri a fost ploaie, acum, mă rog, e ok, a fost soare și a murit de caldă prin București. Pentru că au fost 9 săptămâni de închideri roșii, trebuie să urmeze și ceva pozitiv. A început. Acum să vedem până în ce direcție poate să meargă, da? E posibil să sărim de pragul de 34.000. Habar n-am. Se întâmplă, nu se întâmplă, care e strategia? Asta trebuie să-și pună întrebarea fiecare. Ce faci? Ce cumperi? Ideea de bază este că dacă cumva vrei în perioada asta să acumulezi Bitcoin, nu contează prețul de acum, da? Suntem încă la 30.000, poți să cumperi o perioadă cât mergem lateral și apoi când vezi că avem o creștere, ceea ce eu cred că se va întâmpla la sfârșit de an. Ar fi o predicție de-a mea, la sfârșit de an să avem un pump mai masiv. La ce prețuri? Ideal ar fi să sară peste 50.000. Nu știu încă, dar după ce se întâmplă în momentul ăsta, se cam așează piața în așa fel încât atunci să se întâmple chestia asta. Dacă cumva acum sărim până la 50.000, posibil ca în toamnă, iarnă să nu se mai întâmple chestia asta. Exact ce am zis de cele trei scenarii în vlogul cu ce se întâmplă vara asta. Cum văd eu acum pe termen scurt versus termen mediu după aceea, da? Și apoi termen lung. Ca să fim pregătiți pentru cine vrea să investească. Unul la mână, te uiți la Bitcoin în perioada asta și vezi ce face el. Pentru că după ce face Bitcoin ceva, ai timp o zi, două, trei, chiar și o săptămână să investești în altcoin-uri. Pentru că în momentul ăsta, chiar dacă Bitcoin a crescut în preț, a crescut și dominanța Bitcoin. Celelalte au crescut foarte puțin. Când Bitcoin scade în dominanță, altcoin-urile cresc puțin mai puternic decât Bitcoin. Deci o creștere la Bitcoin de 20% în momentul ăsta ar însemna de la 30.000, cu a cincea parte înseamnă 6.000, ar fi 36.000, un pump foarte, foarte masiv. Nu o să-l vedem așa deodată peste noapte. Dar un 20% de exemplu a fost în Eagle peste noapte. Cam asta e diferența, adică unde te uiți. Dacă vrei să faci pe termen scurt bani, cash, adică profituri în dolari, nu investești în Bitcoin, asta e clar. Decât dacă ai foarte mulți bani și nu vrei să riști în caz de Terra Luna. Poate ți-ai auzit ce s-a întâmplat cu Terra Luna 2. Eu, de exemplu, am avut investiți vreo 600 de dolari, am luat pe la 10 cenți și după aia am mai luat pe la 8 cenți. În fine, am cumpărat undeva la 15.000 de luna și acum când s-a lansat luna 2.0 și luna primul a rămas luna clasic, LUNC, da? Am primit 1,37 în luna, ceea ce este super. Îmi permit o cafea la Five to Go. Mulțumesc Docon și echipa. Dar se poate întâmpla ceva de genul. Adică am văzut squeeze-uri din astea și pe alte altcoin-uri, mai ales rockpool-uri. De la CEOs, de la, nu știu, echipa executivă, se poate întâmpla. La Bitcoin nu o să vezi chestia asta. Dar, de exemplu, la ce m-aș uita eu acum, dacă vreau să fac trade-uri din astea micuțe, e gold.
La Eagle mi se pare cel mai simplu pentru că nu este lichiditate foarte mare. Deci market cap-ul este încă micuț. Și dacă ai câteva mii de băgat în trade-uri de genul ăsta, dacă luai la cât a fost? 60, mi se pare, pe la $60 anterior și crescuse pe la 90, poftim, ai făcut 50% pump. Adică când a crescut la 90. Adică se pot face mult mai mulți bani acolo. Versus la Bitcoin, dacă vrei să investești în Bitcoin, ceea ce eu fac în momentul ăsta, eu cumpăr Bitcoin și nu vând. Și nu fac trade-uri de astea pe termen scurt. Văd undeva, nu știu, dacă se întâmplă acum pump-ul ăsta micuț, nu știu la cât se poate duce, 34.000, 40.000, habar n-am. E clar că urmează euro corecție. Trebuie să urmeze. Asta înseamnă pe termen scurt. Iunie chiar, poate iulie. Dar cum văd eu practic, până în toamnă și după toamnă, octombrie, noiembrie, chiar decembrie, văd un pump mai mare acolo, pentru că avem scăderi din noiembrie, ceea ce înseamnă că s-au adunat 7 luni de zile până acum, 7 luni și ceva. Au fost de scăderi în continuu, adică loveam niște plafoane la 50 ceva de mii, după aia la 50 de mii, după aia 45 de mii, 40 de mii și nu puteam să ne revenim. Deci a fost un trend descendent un pic mai macro, pe termen mediu, de 4, 5, 6, 7 luni acum. Și dacă se strânge un an de zile de scădere de asta în continuu și acum nu lovim vreun prag mai înalt de vreo 50 de mii, 60 de mii, habar n-am, înseamnă că în următoarele luni, la fel, se va duce trendul în continuare, descendent, și după aceea trebuie să urmeze o ascensiune, clar, un pic mai parabolică. Și după aceea, iar, bineînțeles, un crash. Nu cred că se va depăși all-time high-ul neapărat de la Bitcoin, dar nu am de unde să știu nici chestia asta. Ideea este că, dacă te uiți macro, inclusiv dacă studiezi 2018-2020, în 2018 a picat piața, da, a început bear market. Și atunci, în 2020 a urmat halvingul de la Bitcoin, în 2018, practic, Bitcoin era pe la $3,000, 2020 a ajuns pe la 9,000 când a fost halvingul, după halving a urmat bull market, da, 69,000 pe Bitcoin. Și vezi care este upside-ul, de la 3,000 în gaură, da, la gaura din bear market din 2018, la 69,000, nu știu cât înseamnă asta, 30, 10, 20, 20 ceva x, 23x. Înseamnă la Bitcoin, da? Dacă investeai în altceva, de exemplu Eagle, aveai multe, multe X-uri. Și atunci, văd perioada asta, ca să vorbim acum de termenul lung, perioada asta de 2022, că suntem acum, până în 2024 la halving, este, părerea mea, la fel ca perioada 2018-2020. Până la halving. Și atunci perioada asta, oricum, dacă te uiți macro și ai bani de investit și nu vrei să faci trade-uri, ceea ce e practic strategia mea, o văd ca fiind la fel de bună ca atunci. Sau perioada 2014-2016. Uită-te pe charturi și vezi exact cum s-a comportat Bitcoin. A fost o chestie laterală, nu se întâmpla nimic, atunci toată lumea a ieșit. E ca și cum ar face shake-off de mâini slabe, cum ar zice, paper hands. Adică jucătorii slabi vor fi dați la o parte, acum de jucătorii buni, care sunt urși, da? Urși au preluat controlul, poate ați mai auzit și pe Twitter chestia asta, ceea ce la fel, dacă nu sunteți pe Twitter ar trebui să fiți, nu neapărat să mă urmăriți pe mine, mergeți pe Twitter, acolo se întâmplă tot un cripto, auziți primele știri, cele mai importante, acolo se dezvoltă și comunitățile proiectelor și aflați și știrile lor. Dar revenind la partea asta, da, deci văd acum 2022-2024, exact perioadele de acumulare din 2018-2020 și 2014-2016. Fix înainte de halving. Și atunci cea mai bună strategie în momentul ăsta, dacă aveți probleme cu inima, ar fi să cumpărați Bitcoin în momentul ăsta. Eu unul nu-l vând. Voi ați putea să-l vindeți când începe bull market următor. Habar n-am. Gain-urile de acolo, profiturile, probabil că o să le băgați mai jos ca să aveți gain-uri mai puternice, pentru că după ce pompează Bitcoin, urmează și celelalte, care pompează mult mai masiv. Dar mare grijă, practic, în ce alegeți. Acolo e de fapt problema. Vrem să diversificăm atât de mult, dar eu nu v-aș recomanda, eu am făcut greșeala asta la început, am luat 17 monede. Trebuia să iau 3 sau 4 mari și late, Bitcoin, Ethereum și, nu știu, poate un Solana și un Eagle, și era de ajuns, eram atent numai la ele. Pentru că dacă mergi pe 17 monede, trebuie să fii atent la toate. Și una dintre ele o să te trezești că nu ai ce să mai faci și face cum a făcut Terra Luna, n-ai ce să mai obții de acolo, ți-ai pierdut o grămadă de bani și uite așa nu poți să gestionezi, e mult mai greu. Dar pe ce urmează acum, exact asta văd. Însă, pentru că a început și ploaia, și ca de final, cuvânt de final, de încheiere, cam asta văd în perioada asta. Pe termen scurt acum, este un pump micuț. Poate deveni puțin mai major dacă mergem la 40-45 de mii, dar după aia văd clar corecție și mișcare laterală pe vară. Dacă este un pump mai masiv, văd o corecție și mai masivă, nu știu dacă se mai întâmplă ceva în iarnă neapărat. Dacă nu, dacă se face corecție exact cum am zis acum și la sfârșit de iunie, început de iulie, ceva de genul, iar scade piața și se mișcă lateral, văd cum se face o, cum să zic, o chestie asta de acumulare foarte puternică și după aia văd un pump pe iarnă. Acum că se va întâmpla, că nu se va întâmpla, pe mine chiar nu mă interesează, sunt pregătit pentru oricum toate scenariile, pentru că în continuare muncesc și produc bani ca să pot să investesc și Bitcoin-ul nu-l vând. Celelalte, pentru că fac gain-uri mai mari și sunt mai volatile, ce obțin din profiturile de acolo, stocate în Bitcoin și bineînțeles, dacă am nevoie de cheltuieli, o să mi-l asigur din profiturile, dar nu din Bitcoin. Cam asta a fost pentru azi, probabil că se aude foarte puternic cu aia asta, ceea ce e o vreme de, mă rog. Pentru mai multe resurse, vă uitați în descriere, dar noi ne auzim în clipul următor.